N-au ajuns foarte departe. Centurile pe la spate. Am grijă de viața și de sănătatea dumneavoastră. Trebuie să purtați centură că în caz de accident vă pierdeți viața sau sănătatea. Domnul Bregar, în cinci dumneavoastră, dumneavoastră circulați pe pista de bicicletă. Dumneavoastră chiar încălcați legea cu asta. Dumneavoastră încălcați legea, da? Cu ce? Habar n-aveți, nici de legi, nici de drepturi. Domnul Bregar, vă rog frumos, nu că habar aveți. Nu prea aveți habar de legi și de drepturi. De ce nu purtați centură că e obligatorie și pentru șofer și pentru pasager? Unde știți dumneavoastră că e obligatorie? Am citit legea, am și eu permis. Am și eu permis de conducere. Unde? Am citit, am permis de conducere, da. Veți foarte bine că aveți permis de conducere. Știu mai bine legea ca dumneavoastră. Vă dumneavoastră cunoașteți? De ce nu vă angajați dumneavoastră? Faceți în poliția locală, da? În poliția locală. De ce domnule, angajați-vă la lucru? Cine credeți că v-ar angaja pe dumneavoastră în poliția locală? Da, că acolo numai pe pile te iau, pe pile. Nu trebuie să știi legea. Domnul Brega, sunteți în stare să țineți un examen? Sunteți? Mai multe chiar. Cunoașteți limba română? Acum am terminat sesiune. Acum am terminat sesiune. Un maserat fac, al doilea maserat îl fac. Al doilea maserat îl fac. De ce nu purtați centură? E obligatorie prin lege să purtați centură. Credeți că în caz de accident nu o să suferiți? Nu o să suferiți pentru că sunteți polițist? Nu schimbați subiectul. O să rămâneți fără dinți? Schimbați subiectul, da? De la asta am pornit, de la centura dumneavoastră, de asta vă filmez. De asta vă filmez, pentru că nu purtați centură în trafic. Ia uite, eu văd că o purtați la spate și dumneavoastră și colegul. Sunteți conducător auto? Nu, sunt pasaj, sunt dintr-o parte, participant în trafic și vă văd că încălcați legea. Știți ce faceți dumneavoastră? Zilnic căutați echipaje de poliție, stați să veniți cu camera de la filmat. Pentru că încalcă legea, dacă n-ar încălca o grămadă de echipaje, trec pe alături și nu le filmez, pentru că nu încalcă legea. Pe dumneavoastră v-am filmat pentru că încălcați legea și vă puneți viața, sănătatea în pericol. 616 DPL, poliția lui Ciucu. Și are și gura mare. El a susținut examenul și crede că gata, e minunat, e extraordinar. Examen de maturitate. Centura la spate, ia uite, amândoi cu centura la spate. Domnul Brega, unde suntem? În filme ne urmăriți sau ce? Suntem în Cotroceni. Păi nu, văd că de 10 minute... O să vă vadă și Ciucu, primarul și șeful poliției locale. Și s-ar putea să rămâneți fără epoleți, fără drept de portarmă. Aveți dumneavoastră epoleți? Aveți? Am. Dați epoleți foarte bine. Vă cred în dacă suntem în misiune, porniți girofarul, altfel n-aveți voie să mergeți fără centură. Încălcați legea și vă bateți joc de sănătatea noastră. În caz de accident, vă spargeți nasul, fața, muriți. În caz de accident, muriți. Centura salvează și vieți de polițist. Chiar și de polițist local. Chiar și de polițist ignorant. Să aveți grijă de dumneavoastră. Eu am grijă de mine. Da? Aveți grijă că plouă afară. Și ce are? E vara. E vara. Ploaia e rece. E vara. Nu e rece. Vara e minunat. Poartă centură că riști să mori. Conduceți prudent. Poartă centură că riști să mori. Să rămâi fără dinți. Ce scrie acolo? Să rămâi scrie, fără dinți? Nu știi ce scrie acolo, nu știi să citești? Cum te-au angajat în poliție dacă nu știi ce scrie acolo? Aveți grijă să ce vorbiți, da? Cum te-au angajat în poliție dacă nu știi ce scrie acolo? Păi n-aveți dumneavoastră ani? Am, am. Câtă vacanță am eu? Da, din vacanță în vacanță. Nu aveți ani? Câtă vacanță am eu. Bine, poartă centura, da? Omule, că e ilegal și ce faci. Și dumneavoastră... Se port centura. Echipament corespunzător. Curea, eu trebuie să port curea pe bicicletă, da? Nu, echipament corespunzător. Care? Cât de corespunzător? Ia uite, echipament corespunzător de biciclist. Cureaua o purtați la pantalon. Cureaua da, da, am centură și la pantaloni. Și eu o port, dar dumneata nu port centură, o port la spate. Nu contează, centura, care centura? O să-ți pierzi viața și sănătate în caz de accident. De siguranță centura. Centura de la pantaloni? Da, și de la pantaloni trebuie să ai. Nu știu care centură. Da? Ai arătat cât de inteligent ești. Da? Chiar de da? Că am arătat? O să râdă toate neamurile care o să te vadă. Că lucrezi în poliție și polemizezi în trafic cu omul care te atenționează că riști să-ți pierzi viața și sănătatea. Halal organ. Sper că Ciucu-i mândru după 3 ani de mandat, așa poliția are.